este important de ce se grațiază, de ce vor să grațieze faptele și nu pedepsele. Pentru că dacă grațiază pedepsele date până la data de, știi că de acolo încolo nu se mai grațiază. Dacă grațiază faptele, atunci le vor fi grațiate indiferent de când vor fi veni condamnările. Deci și faptele în curs, anchetele în curs și oamenii aflați în curs de judecată, fie că au terminat fondul, fie sunt în diverse etape. Deci asta oamenilor nu li s-a spus că se grațiază și cei de astăzi, care încă nu sunt judecați. Mai departe, să știți că practic, nu se, dacă se rămâne grațierea pedepselor până la 6 ani, vreau să vă spun că e foarte grav. Până la 5 ani, iarăși e foarte grav, pentru că infracțiuni pedepsite până la 5 ani închisoare sunt foarte grave. Și o să vă dau câteva exemple. Fără cele care, unde e vorba de acte de violență. Aici nu a existat niciun fel de dubiu. Au fost excluse din start. Nu, dar nu voi vorbi de tâlhărie sau de bancrută frauduloasă, gestiune frauduloasă, deturnarea licitațiilor publice, uzurpare de calități oficiale, nedenunțarea unei infracțiuni, uzurparea funcției, purtarea abuzivă, neglijența în serviciu, falsificarea de instrumente oficiale, folosirea instrumentelor false, fals material în scrisuri oficiale, falsificarea unui scris semnătură privată, falsul în declarații, falsul privind identitatea, falsificarea unei registrări tehnice, accidentul de cale ferată, toate infracțiunile de circulație, inclusiv conducerea sub influența alcoolului, uz de armă fără drept și așa mai departe. Deci astea sunt infracțiuni grave și au pedepse de până la 5 ani închisoare.